Densitatea corpurilor. Avem aici o imagine cu o carte. Este clar că această carte ocupă un anumit spațiu, iar acest spațiu pe care ea îl ocupă nu se modifică nici dacă o luăm în mână sau în orice spațiu am așezat-o. Acest lucru este valabil nu doar pentru această carte, ci pentru orice altă materie. Deoarece Orice materie ocupă un spațiu anume. Deci, acest spațiu ocupat de către un obiect este numit volum. Iar unitatea volumului este metru cub. Iar acum să ne concentrăm atenția. Pe două obiecte formate din două materii diferite. În partea stângă avem o greutate din fier. În partea dreaptă avem bile de bumbac. Să vedem ce tip de aranjament vor avea moleculele pentru această greutate de fier, și mai apoi pentru aceste bile de bumbac. Aceste diagrame arată. Tipul de aranjament pentru aceste două materiale. După cum putem vedea, în greutatea de fier, moleculele sunt foarte apropiate între ele. În schimb, pentru bilele de bumbac, moleculele sunt mai distanțate. Dar haideți să vedem ce se întâmplă dacă vom lua în considerare Același volum pentru fier cât și pentru bumbac. Adică, pe înțelesul tuturor, vom lua o bucată de fier și o bucată de bumbac care să ocupe același spațiu, adică același volum. Așa cum spuneam în imaginea anterioară, fierul sau mai bine spus, moleculele din fier sunt mai apropiate. În schimb, cele din bumbac sunt mai îndepărtate. Acest lucru vrea să spună că fierul are o masă mai mare decât cea a bumbacului. Pentru că pe un metru cub sunt mai multe molecule prezente. În comparație cu bumbacul, în care sunt mai puține molecule prezente pe un metru cub. Deci, are mai puțină masă. Este mai ușor. Această masă pe volum este considerată densitatea. Adică, densitatea este egală cu masa supra-volum. Densitatea, matematic vorbind, este oferită de către masa unei substanțe, a unei materii, împărțită la volumul acesteia. Deci, întorcându-ne la exemplul anterior, în care am luat un metru cub de fier și un metru cub de bumbac, adică două materii de același volum, am descoperit că fierul are mai multă masă, este mai greu decât bumbacul. Deci putem spune că densitatea fierului este mai mare decât densitatea bumbacului. De ce? Pentru că volumul, rămânând același dacă masa crește, crește și densitatea. Și dacă masa scade, și densitatea scade. Iată de ce densitatea fierului este mai mare decât densitatea bumbacului. Haideți acum să aflăm care este unitatea densității în sistemul internațional. Deci, pentru masă, unitatea este kilogramul, iar pentru volum, unitatea este metrul cub. Am văzut anterior că densitatea este egală cu masa supra-volum. În concluzie, densitatea este egală cu kilogram supra-metru cub sau pe metru cub. Deci, unitatea densității este kilogram pe metru cub. RO, un simbol grecesc, este simbolul care se folosește pentru a indica densitatea. Când spun că densitatea fierului este de 7800 de kg pe metru cub, ce credeți că înseamnă aceasta? La început, poate vi se pare puțin cam abstract. Veți fi surprinși că în această afirmație nu definesc nici masa, dar nici volumul, ci pe ambele. Când spun că fierul are o densitate de 7800 de kg pe metru cub, înseamnă un cub de fier cu dimensiunile de 1 metru, 1 metru și 1 metru, adică cu volumul de 1 metru cub, acest cub va cântări 7800 de kilograme. Iată, aceasta înseamnă că densitatea fierului este de 7800 de kilograme pe metru cub. Acum să considerăm trei cutii goale. Volumul acestora este de un metru cub fiecare. Aceste trei cuburi ocupă același spațiu. În primul cub vom pune apă. În al doilea vom pune benzină. În al treilea vom pune lapte. Deci putem spune că în primul cub vom găsi un metru cub de apă, în al doilea cub vom găsi un metru cub de benzină, iar în al treilea cub vom găsi un metru cub de lapte. Întrebarea mea este, ce credeți? Aceste trei cuburi vor cântări sau vor avea aceeași masă? Vor avea aceeași greutate? Clar că nu. Masa cubului în care am pus apă este de 1000 de kilograme. Masa în care am pus benzină este de 720 de kilograme, iar masa cubului în care am pus lapte este de 1035 de kilograme. Ce vrea să semnifice acest lucru? Dacă am luat în considerare că toate aceste trei cuburi au același volum de un metru cub și le-am cântărit și am observat că au anumite greutăți sau anumită masă, putem conclude că densitatea apei este de 1000 de kilograme pe metru cub densitatea benzinei este de 720 de kg pe metru cub, iar densitatea laptelui este de 1035 de kg pe metru cub. Ca o scurtă recapitulare, am înțeles până acum că densitatea este mărimea fizică egală cu raportul dintre masa unui corp și volumul acesteia. În același timp, am descoperit că densitatea este o caracteristică a substanței din care este făcut corpul. De aceea, acum vom analiza două tabele, unul cu substanțe solide, iar celălalt cu substanțe lichide și gazoase. Observăm că fiecare substanță are densitatea ei. De exemplu, aurul are densitatea de 19.300 de kg pe metru cub. Fierul, așa cum am văzut în unul dintre exemplele noastre, are o densitate de 7800 de kg pe metru cub. Trecând la substanțele lichide și gazoase, observăm că dintre substanțele lichide, în acest tabel, substanța cu cea mai mică densitate este eterul, care are doar 700 de kg pe metru cub. Iar dintre cele gazoase este hidrogenul, care are o densitate de 0,09 de kg pe metru cub. Care credeți voi că este cel mai dens Element cunoscut pe acest pământ. Haideți să descoperim. Este un element numit osmium care este cel mai dens element natural întâlnit pe acest pământ. Deci, cât de dens credeți voi că este acest element? Densitatea osmiului este de 23 de mii de kilograme pe metru cub. Ce înseamnă acest lucru? Să ne imaginăm că avem un cub de osmiu, a cărui volum este de un metru cub. Acel cub va cântări 23 de de kilograme, adică 23 de tone. tone. Pentru a înțelege și mai bine densitatea, haideți să facem un experiment. Avem nevoie de miere, apă, ulei și alcool sanitar, sau așa numitul spirit. Vom lua un pahar gol și vom adăuga în el miere. După cum vedeți, mierea este foarte densă. Ea are o densitate de 1420 kg pe metri cub. Apoi adăugăm apă. În imaginele de față avem apa un pic colorată pentru a vedea bine diferența dintre substanțe. Imediat după apă vom adăuga uleiul. Uleiul care are o densitate mai mică decât apa, în mod normal el va rămâne la suprafață. Iar apoi vom adăuga alcoolul sanitar. Pentru experiment va trebui să adăugăm alcoolul mult mai încet decât l-am adăugat eu în pahar. Toate aceste patru substanțe pe care noi le-am adăugat, după cum vedeți, au format patru straturi. De ce? Pentru că au densități diferite. Mierea are o densitate de 1400 în jur de 1400 de kg pe metri cub. Apa are o densitate de 1000 de kg pe metri cub. Uleiul are o densitate de 920 de kg pe metri cub, iar alcoolul sanitar are o densitate de 800 de kg pe metri cub. Iată de ce toate aceste uh, substanțe nu se combină în imaginile de față. Și pentru a face acest experiment și mai interesant, vom adăuga și, uh, am putea spune, substanțe solide pe lângă aceste substanțe lichide. Avem, vom adăuga pentru început, un șurub din fier. După cum observați, acesta se scufundă până la fundul paharului. Iar apoi vom adăuga o bucată de plastic. Această bucată de plastic va rămâne deasupra apei, având o densitate mai mică decât cea a apei. Iar apoi vom adăuga un bob de fasole. Acesta va rămâne deasupra mierei și de apei. Vom adăuga apoi și un capac. Acesta, având o densitate mai mică, va rămâne deasupra uleiului. Și pentru a adăuga cireașa de pe tort, vom pune deasupra alcoolului sanitar o bucată de burete. Acesta, având o densitate mai mică decât alcoolul sanitar, va rămâne deasupra alcoolului sanitar. Iar cu acest experiment sper că v-am făcut să înțelegeți ce înseamnă densitatea, cum um, se poate deduce o densitate a unui corp, și în același timp lucruri interesante despre densitate. La revedere!